Debut cu dreptul în meciurile de pregătire. Cum apreciezi jocul de astăzi? Ținând cont că e primul meci, pot să spun că a fost un antrenament bun, un antrenament care ne-a solicitat la maxim. Avem deja a treia zi cu două antrenamente și azi dimineața am avut antrenament, deci nu am pus prea mare accent pe partea tehnică. Am suferit în prima repriză destul de mult, dar cred că e normal la perioada la care ne aflăm să se întâmple asta. O a doua repriză ceva mai bună, au fost și realizări, au fost și lucruri mai puțin bune, le vom analiza și sunt sigur că de la meci la meci vom arăta mai bine. Debut cu gol și pentru Tamaș, dincolo de asta pare și un plus evident din punct de vedere al experienței pentru Petro. Cred că s-a văzut, astăzi toți jucătorii nou veniți au adus un plus și e bine pentru că asta ne doream. Îl așteptăm și pe Gicu și cu el o să fim probabil mult mai bine. O să fim din ce în ce mai bine. Cum sunt noi pași în noul sistem? Nu e ușor, dar mai avem încă 3 meciuri și încă 1-2 acasă. Sunt sigur că am făcut alegerea bună pentru că am vorbit și cu Claudiu, am vorbit și cu președintele Nea Costel, aici cu staful și cred că e soluția cea mai bună pentru începutul ăsta de Liga 1. Mulțumesc!